ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. De aproximativ o lună am studiat împreună din Cuvântul lui Dumnezeu ce numesc eu principiul purității. Am studiat ce spune Scriptura, ce ne sfătuiește Dumnezeu, cu privire la moralitate și imoralitate. Am să vă citesc câteva cuvinte din Psalmul 119, cel mai lung psalm din scriptură, cel mai mare capitol din scriptură. Și spune așa, cum își va păstra tânărul curată cărare, păzind sau îndreptându-se după cuvântul tău. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abade la poruncile tale strâng cuvintele tale în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă o tale. Buzele mele vestesc toate judecățile rostite de gura ta. Când împlinesc mărturiile tale, mă bucur de parcă aș avea toate bogățiile. Cuget adânc la hotărârile tale și dau atenție căilor tale. Îmi găsesc plăcerea în orânduirile tale, nu voi uita cuvântul tău. Am spus eu în sesiunile care au fost, principiul acesta al purității are trei părți. Primul principiu al purității este simplu acesta. Puritatea, puritatea sexuală este ceva inteligent și imoralitatea este totdeauna o prostie. Totdeauna este o prostie. Al doilea lucru era este mai simplu să ocolești o bătălie decât să intri în mijlocul ei. Dar al treilea principiu este atunci când trebuie să ai o bătălie, mai ales pe plan spiritual, duci bătălia aceasta pe teritoriul lui Dumnezeu cu armele lui Dumnezeu. Dacă am ține minte lucrurile astea și dacă cumva am învățat cum să le spunem copiilor noștri de când sunt mici, nu ocoli orice bătălie, dar majoritatea bătăliilor pot fi ocolite. Există timp când trebuie să mă lupt, dar există timp și, în general, mai des când trebuie să ocolesc o bătălie. Să învăț că imoralitatea și moralitatea nu este o chestiune de bine și de rău, ci o chestiune de prostie sau de inteligență. Când învăț lucrul ăsta, când învăț că Dumnezeu numește pe un om imoral, îl numește prost sau îl numește nebun, o numește un om care nu are minte, încep să cântărez lucrurile altfel decât m-am obișnuit înainte. Învăț de asemenea că atunci când duc niște lupte, să le duc neapărat cu armele pe care Dumnezeu mi le-a dat să le duc. Prima fază a unei bătălii este posibilitatea de a fugi. Fugi! Acum, nu, no, nu ne place ideea asta de a fugi. Este cumva asociată cu lașitate. Mai ales noi, băieții, bărbații, să fugi este ceva care nu nu -ți vine să faci. Nu ți se pare bărbătesc să fugi. În privința lucrurilor spirituale și a luptelor spirituale și în privința moralității și moralității, fuga este unul dintre cele mai înțelepte, una dintre cele mai înțelepte metode de bătălie pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dar ce este important să înțelegi este principiul acesta. Fugi. Știi că există un loc unde sunt lucruri suspecte. Sunt lucruri care pot să fie, să pară imorale. Mai bine fug. Cât de departe să fug? Cât de extremist trebuie să fiu? Cât de fanatic trebuie să fiu? În Biblie, Biblia are un anumit principiu, are o anumită culoare a ei, care parcă nu se potrivește cu viața. Ba chiar vreau să vă spun foarte clar, nu se potrivește cu viața mai deloc. Biblia vorbește în general în termeni de, de bine și de rău, de alb și de negru, de întuneric și de lumină, Biblia vorbește la extreme. Toate pildele din Scriptură sunt niște pilde de extremă. Pilda lui Iov este pilda un, de, de o suferință în extremă a lui Hristos la fel. Biblia în general se pară foarte clar alb de negru. La noi, în general, viața este undeva o culoare de gri, un amestec între ce este bine și ce este rău, între ce este alb și ce este negru. Foarte rar în viață vezi ceva care este complet alb, complet pur sau ceva care este complet negru. În mai toate laturile vieții, în faptele bune pe care noi le facem, există o, 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 o latură de egoism acolo. În cuvintele bunele care le spunem există o, o cerință noastră personală, există un interes. În, mai în toate lucrurile există un amestec, dar Biblia nu vorbește așa despre viață în general și despre bine și rău, vorbește în termen de alb și de negru, pentru că vrea să ne imprime nouă cumva în mintea noastră imaginea cerului, imaginea locului pentru care am fost făcuți. Am fost făcuți nu numai pentru lumea asta, am fost făcuți pentru o altă lume formidabilă, în lumea aceea nu există gri, să spun așa, din punct de vedere spiritual. Există alb și negru. Există bine sau rău. Există Dumnezeu sau există lipsa de Dumnezeu. Și Biblia ar vrea să învățăm noi aici pe pământ cum să trăim în mentalitatea asta de alb și de negru. În viață nu este posibil să fugi totdeauna de bătălie, câteodată trebuie să te întorci spre vrăjmașul tău, trebuie să te întorci spre situația dificilă cu care te confrunți și trebuie într-adevăr să te lupți. Eu vă voi spune despre două sau trei arme de luptă pe care Dumnezeu ne le dă, arme care mi-au folosit mie în viața atunci când am fost la mare, mare ananghie. Una dintre ele este postul și rugăciunea. Rugăciunea, aceste rugăciune într-un mod așa de simplu, este setea sufletului unui om de a se relata, de a comunica cu creatorul lui. Aproape nu există om care să nu se roage. Eu nu cred în atei. Ateul este unul care în general se laudă cu necredința lui, dar în momente de criză, în momente de spaimă, în momente de durere, în momente de necaz, ba câteodată în momente de mare bucurie, gândurile îi se îndreaptă către Dumnezeu. Trece milimetric pe lângă un accident de mașină și dintr-o dată parcă iese și de pe buză și din gând. Slavă Domnului, am scăpat de așa ceva. Nici nu știe că a gândit așa ceva. De multe ori rostim rugăciuni fără să spunem cuvinte. Dorința aprinsă a sufletului nostru arde înăuntru nostru. Asta este o rugăciune foarte puțini oameni, aproape eu nu, eu nu cunosc nici unul care să nu se roage, care să nu dorească a prins ceva și dorința aia cumva se îndreaptă către Creatorul care l-a făcut. Nebunul, spune în Scriptură, crede în inima lui că nu e Dumnezeu. Dar orice om rațional adeseori se roagă, fie că știe, fie că nu știe. Scriptura însă pentru cel care vrea să se lupte pentru copiii lui, pentru familia lui și pentru el însuși, pentru sufletul lui, îi dă o altă armă alăturea de rugăciune. Arma asta se numește post. Fiecare om are trei părți distincte în el, puse de Dumnezeu acolo. Eu, Andrei, sunt trei Andrei, nu doar unul. Mai întâi este trupul meu, fizic, cu care comunic cu lumea fizică din jur, simțurile pe care le am. Auz, văd, pipăit, gust, miros. Prin asta eu cumva comunic cu lumea fizică pe care a creat-o Dumnezeu. Dumnezeu însă ne spune în în Scriptură că nu suntem numai trup. De fapt, majoritatea celulelor din trupul meu se regenerează tot la șapte-opt ani. Nu sunt trupul ăsta care l-am acum, nu e același care l-aveam acum șapte ani. Și totuși eu sunt tot eu. Care este eu acesta? Există înăuntru meu o altă parte spirituală pe care Biblia o numește Suflet, acea parte care controlează intelectul, dorințele mele intelectuale, voința mea, emoțiile pe care le am, e partea sufletească a mea. Dar Scriptura vorbește de o altă parte care este numită Spirit sau Duh, și este acea parte din mine care comunică cu lumea spirituală în același fel în care. Partea fizică a mea, simțurile fizice comunică cu lumea materială, cu lumea fizică din jur, tot așa duhul comunică cu lumea spirituală. Iar sufletul meu, cel care ia decizii, primește informații din partea fizică din lumea fizică prin simțurile fizice și primește informații din lumea spirituală prin Duhul care este în mine și ia decizii sau se simte într-un fel sau altul devine trist sau bucuros ia decizii bune sau rele în funcție de informațiile pe care le primește din ambele părți în întinte Salomoniceni 5 cu 23 spune apostolul Dumnezeu însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe deplin și fie ca Duhul vostru sufletul vostru și trupul vostru să fie păstrate intacte până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vorbește despre toate trei, Duhul, Sufletul și Trupul. În Evrei 4 spune, Cuvântul lui Dumnezeu este puternic, este ca o sabie cu două tăișuri și este în stare să despartă sufletul de spirit. E ce partea spirituală, zice Cuvântul lui Dumnezeu, este în stare să desparte ideile pe care le ai tu în minte de simțămintele pe care Duhul tău le percepe din lumea spirituală a lui Dumnezeu. Peste tot în Scriptură se vorbește, până și în Vechiul Testament se vorbește despre aceste trei părți ale noastre. Care este funcția Spiritului? Spiritul nostru are comunicarea cu Dumnezeu, are partea aceea pe care noi o numim conștiință, partea aceea care ne învinovățește și atunci când nu vrem să fim vinovați, sau care ne îndreptățește, partea aceea care ne spune ce este rău și ce este bine. Duhul nostru este casa înțelepciunii, este casa părtășiei cu Dumnezeu, este casa a ceea ce numim noi discernământ spiritual. Când înțelegi lucrurile astea trei, trup, suflet și duh, atunci poți să înțelegi ceva din arma asta formidabilă care este postul. Toate aceste trei părți care constituie pe Andrei, toate aceste trei părți se luptă în general ca să aibă controlul vieții mele. De aceea scriptura spune că totodată despre un om care este trăiește după îndemnurile carnale sau ale, ale firii, trăiește doar după impulsurile trupului. Mie foame mănânc, mie somn mă culc, am nevoi sexuale, vreau să mi le împlinesc oricum ar fi, trăiesc până simțurile pe care le am. Și vorbește despre oameni care trăiesc o viață duhovnicească, adică trăiesc după îndemnurile Duhului. Există o luptă aici. Eu, eu vă simplific toate lucrurile foarte tare, este adevărat. Și disciplina asta, postul, este simplu spus, este ridicarea Duhului la nivel de control. Atunci când Duhul nostru începe să controleze ceea ce Sufletul decide și simte, și să controleze ceea ce trupul meu are de gând să facă. Postul este atunci când eu, Andrei, Decid să îmi limitez impulsurile fizice și chiar cele ale sufletului și cumva să dau microfonul, dacă pot să spun așa, vieții în mâna Duhului, în mâna Duhului care comunică cu Duhului Dumnezeu. Din pricina asta postul începe cu lipsa hranei, dar nu numai atât. Începe cu meditație și cu citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Este totdeauna asociat cu rugăciune partea noastră spirituală începe să ia controlul. Ce se întâmplă când încep să practici asta? Primul și primul rezultat, bași de seamă că încep să capeți un control de sine pe care nu l-ai avut niciodată. Și asta dintr-un motiv foarte simplu, din pricină că hrana este adicția cea mai veche pe care o avem. Nu este ceva rău, este ceva bun, dar este cea mai veche adicție pe care o avem. Nimeni n-a fumat din prima zi, nimeni n-a băut din prima zi, dar toți din prima zi am respirat și am mâncat. În ziua în care învățăm să ne controlăm și să controlăm noi dorința aceasta de a mânca, capeți un fel de control de sine în mai toate ariile vieții. Asta este rezultatul mic al postului. Deși este un rezultat formidabil. Dar este rezultatul cel mai mic. La spectrumul la extrema cealaltă, postul, în experiența pe care o am și eu, îți aduce puterea miraculoasă a lui Dumnezeu în viață. Este una din cele mai dificile practici creștine pe care le poți face, dar odată ce ai început să o practici, este una dintre cele mai dificile de a renunța la ea îți aduce puterea miraculoasă a lui Dumnezeu în viață de toate zilele. Să zicem că sunt, am o anumită adicție, am un anumit, un anumit viciu de care nu pot să scap, pornografie, să zicem, sau alcool, sau alte lucruri de genul acesta. Postul pentru mine este cea mai formidabilă armă ca să capăt putere supranaturală, putere pe care nu o am eu de la sine, de la mine însumi, putere ca să scap și să rup adicția aceasta. Postul și rugăciunea este metoda lui Dumnezeu de a ne pune pe noi în stare să înțelegem și să discernem lucruri și să răspundem la întrebări care sunt dincolo de înțelesul nostru, la lucruri pe care nu le putem înțelege și nu știm ce să facem cu privire la un lucru sau altul. Știu oameni care au postit ca, ca Dumnezeu să le spună cu cine să se însoare, care să fie soția lor sau soțul lor, oameni care au postit ca să știe la ce școală să meargă și ce carieră să ia în viață. Atunci când mintea nu-ți spune sigur ce ai de făcut, când trupul, ochii, urechile, simțurile te uiți în dreapta, în stânga și nu-ți arată limpe de drumul pe care să-l mergi, Duhul dinăuntru nostru care comunică cu Duhul lui Dumnezeu știe toate lucrurile acestea. Numai că sufletul nostru nu este învățat să primească informații de la el sau când le primește, le primește așa într-un mod confuz și nu este învățat să le discearnă. Postul este exercițiul ăsta spiritual prin care învățăm încetul cu încetul, ne învățăm mintea noastră, ne învățăm voința noastră și emoția noastră, partea aceea sufletului nostru, o învățăm cum să priceapă gândurile, și cum se priceapă vocea aceea interioară, vocea Duhului nostru care comunică cu Duhului Dumnezeu. Și dintr-o dată, la un moment dat, după o parte de practică, de post ca acesta, dintr-o dată ai lumină, zicem noi, ne-a venit lumină de sus, cuvântul adevărat este, mi-a venit lumină din adânc, de fapt, din partea aceea cea mai adâncă a mea, din Spirit, mi-a venit lumină. Știu cu cine să mă însor, știu ce carieră trebuie să fac, știu ce am de făcut. A zice că la cea mai înaltă treaptă a postului, postul este un fel prin care sufletul flămând după Dumnezeu îi deschide ușa lui Dumnezeu ca el să participe în viața noastră de toate zilele. Postim ca să ne punem în prezența lui Dumnezeu într un mod absolut tangibil. În Biblie, postul nu este fără apă decât în situații foarte excepționale și scurte. Există un post fără apă pe care Moise l-a dus, dar el a fost un post absolut miraculos. Dar Scriptura ne învață pe noi, mai ales Noul Testament, ca postul să fie un fel obișnuit de viață, nu un fel excepțional numai într-o situație de urgență. Există o necesitate a sufletului nostru de a intra în comuniune cu Dumnezeu și atunci învățăm lucrul ăsta cumva reducând impulsurile fizice și chiar cele intelectuale, mentale și ridicând volumul Duhului în viața noastră. Postul ni se pare nouă foarte dificil din pricină că pornim cu un lucru cu care ne-am obișnuit. Nu mai mâncăm și noi suntem obișnuiți să mâncăm. Ce am văzut eu în experiența mea este că în primele zile de post ne zicem, nu suferim de foame, adevărul că nu suferim de foame, suferim de poftă. Suntem obișnuiți să mâncăm. După vreo două sau trei zile, corpul se învață cu lucrurile astea. Nu, Dumnezeu a pus în corpul nostru un mecanism care deschide, să zic așa, cum să zic, rezervele de grăsime pe care le avem și corpul începe să se hrănească din rezervele pe care le ai. Și deși îți ai poftă, începe foamea să-ți dispară și toate lucrurile spirituale devin mult mai acute. Mai mult de atât, până și capabilitățile intelectuale devin mult mai acute. Ai un copil care a căzut în cine știe ce vicii din care nu poate să iasă, sau poate chiar dumneata care mă asculți, știi că ai probleme care parcă te depășesc, nu poți să scapi de ele. Sfatul meu este, ia o zi sau două pe săptămână, în fiecare săptămână, cu religiozitate, eu când treceam în situații ca asta, îmi luam să zicem luni și marți și le puneam deoparte pentru Dumnezeu. Sau duminică și luni, în sfârșit, îmi luam două zile, 48 de ore la rând, în care în primul rând nu mâncam și în al doilea rând încercam să mă retrag din alte activități pe care le făceam, atâta cât este cu putință, câteodată te duci la servici, nu ai de ales, dar în restul timpului să mă izolez nițel și să încerc să mă gândesc la lucrurile lui Dumnezeu. Luam scriptura pentru o vreme și o citeam, e așa un fel de spălare a creierului care după o vreme te face să cam uiți de ce este în jur și de lucrurile și de îngrijorările cu care ai venit și cu care te-au muncit până atunci și începi prima zi, după a doua zi, începi să simți cumva vocea lui Dumnezeu. Cabeți apoi o liniște și o forță care nu vine de la tine, ci vine de undeva de sus. Și poate în prima săptămână nu se întâmplă nimic, în a doua săptămână poate nu se întâmplă nimic. După 2, 3, 4, 5 săptămâni de genul acesta în care ți-ai luat două zile de post și de rugăciune, în care ceri ajutorul lui Dumnezeu cu privire la problemele pe care le ai sau doar îl lauzi pe Dumnezeu pentru felul în care te-a făcut, după o vreme, corpul întâi de toate se obișnuiește foarte simplu cu asta. Eu când țineam post luni și marți, duminică seară îmi dispărea complet foamea. Corpul se învață are așa un rind biologic în el, se învață și duminică seară îți dispare foame și miercuri dimineață îți apare iară cu religiozitate. Și în timpul ăsta spiritul se ascute, începe să simtă vocea și dorința lui Dumnezeu. Devin mult mai sensibil la păcat, devii mult mai sensibil la lucrurile lui Dumnezeu, la înțelepciune, la dorințele bune pe care spiritul ți le cere în inima ta. Acum câțiva ani, tatăl meu a avut un accident, i-a căzut o ușă de garaj în cap și a avut un cheac de sânge în cap și a fost aproape pe moarte. Și au venit frații și s-au rugat pentru el la spital. Îi din ce în ce mai rău, devenise inconștient complet. A fost luni și marți când țineam eu de obicei post și am stat cu el la spital. Și atunci, dintr-o dată, am căpătat cumva de undeva ideea asta voi sta în, în spital cu tatăl meu, voi posti acolo cu el până ce el va muri sau până ce voi ieși afară cu el pe picioare și am continuat să stau cu el. De unde îmi venise ideea asta? În experiența mea am băgat de seamă în zilele acestea de post, spiritul capătă informații pe care totdeauna le capătă de la Dumnezeu, dar noi nu le-am băgat de seamă de obicei. Și în zilele acelea devine spiritul mai ascuțit și știi și simți cumva informații din altă lume. Am rămas cu tatăl meu în spital vreo șapte sau opt zile și eram zi și noapte cu el acolo. Noaptea mă rugam, ziua mai vorbeam, îi vorbeam lui, deși el nu știu dacă mă auzea sau nu. Și un lucru știu, când a venit duminică sau sâmbătă, am ieșit cu tatăl meu pe picioare, mergând amândoi, unul lângă celălalt. Căpătasem două lucruri în zilele acelea de șapte sau opt zile de post care le-am făcut cu el atunci. Odată că păteasem o pace formidabilă, știam că orice ar fi să fie, Dumnezeu este în absolut control, îmi dispăruse frica și îmi dispăruse durerea aceea pe care omul o simte în fața unei primejdii de la care nu are control. Apoi, dintr-o dată, am simțit în mine că avem forță pe care altădată nu o aveam. Pur și simplu simțeam că am forța să ies cu tatăl meu din spital. Venea de undeva de sus putere. Și am căpătat discernământul acesta că tatăl meu va fi sănătos și va ieși afară. Și lucrul ăsta a venit prin post. Ți-mi minte, altădată dată am avut eu însumi probleme de moralitate. Eram foarte tânăr, la 19 ani am învățat ce înseamnă post, când am intrat în tot felul de vicii și de care nu puteam să scap. Și atunci am învățat lucrul acesta cum să încerc să scap de ele prin post. Mai târziu am avut prieten care a venit la mine într-o zi, eram, eu deja lucram în biserici de mai mulți ani și a venit și mi-a spus că are probleme foarte serioase cu pornografia și nu poate să scape de ea de ani și de ani de zile. Și l-am întrebat, ai vorbit cu pastorul de la biserică? Și mi-a zis, da, am vorbit. Și ce ți-a zis? Mi-a zis că toți tinerii au problema asta și să nu-mi bat capul, probabil când am să mă însor peste ani de zile o să-mi treacă. Și l-am întrebat și e satisfăcut de răspunsul ăsta? A zis, nu, nu sunt satisfăcut și mă chinuie sufletul îngrozitor din cauza asta. Și era normal să îl chinuie sufletul îngrozitor ăsta, nu e sfat. Stai cu problema asta până tensori și după ce tensori ai să scapi. Din două motive nu e sfat duhovnicesc ăsta. Scriptura nu ne spune niciodată să stăm robiți de vicii până la un anumit eveniment. Iar în al doilea rând lucrul nu este adevărat. Oamenii, după ce se însoară, nu scapă de pornografie, a zice că mai rău, se, în, se întețește viciul ăsta. Și atunci eu cu el am luat o decizie, timp de șase luni, amândoi vom posti luni și marți împreună. Vom mânca duminică și vom mai mânca miercuri dimineață și în timpul ăsta vom învăța pasaje largi din scriptură pe din afară. Ni le vom spune unul la altul, îl vom spune lui Dumnezeu, asta e un lucru care se numește meditație. Și am spus lui, după vreo trei sau patru săptămâni, viciul ăsta îți va dispare. Pentru că vorbeam din experiență proprie, eu trecusem până același lucru. Dar noi vom ține mai departe șase luni, cum am zis. N-a durat șase luni, pentru că e adevărat, viciul a dispărut după trei sau patru săptămâni, și prietenul meu, care îl am acum de peste 20 de ani, după aceea, sau 15 ani, este liber de viciul ăla din ziua aceea. Dar nu a durat șase luni, ci a durat o viață întreagă, pentru că și eu și prietenul meu. Odată ce am gustat din experiența asta formidabilă a postului și a rugăciunii, n-am mai vrut să renunțăm la obiceiul ăsta, deși deci cu pauze, câteodată mai se facem, câteodată mai uităm, a devenit un lucru absolut necesar pentru viață. Apoi este o altă armă pe care ne-o dă Dumnezeu, care vine împreună cu post și cu rugăciune. Post nu înseamnă doar să nu mănânci. Ce din potrivă înseamnă să-ți focalizezi și intelectul și dorințele și emoțiile către lucrurile lui Dumnezeu. Și una dintre metodele prin care pot să faci asta, că e mai ușor de zis decât de făcut, este să înveți ce înseamnă meditație. Înseamnă a antrena mintea și gândul și sufletul în felul lui Dumnezeu de a gândi, în felul lui Dumnezeu de a vorbi, în logica lui Dumnezeu. Și cum fac asta? Îmi aleg pasaje mai lași din Scriptură, pasaje pe care aș vrea să le învăț bine de tot și le învăț bine, bine de tot pe din afară, le învăț la perfecție, le învăț cu intonația necesară, le, aproape le simt mirosul și gustul, felul în care sunt spuse. Și le învăț așa de bine încât să le pot spune noaptea în somn, dacă este necesar. Și în timpul zilei, mi le repet și mi le spun mie însumi, Seara mă duc la copii în cameră și le vorbesc lor din pasajele acelea și apoi mă izolez nițel și îi spun lui Dumnezeu. Vorbesc cu Dumnezeu pe limba lui Dumnezeu. El a scris cuvântul lui Dumnezeu, este a lui. Așa că am să-i vorbesc lui pe limba lui. Proverbe 2 Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua minte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, dacă o vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu și îmi spun mie cuvintele astea ca din partea lui Dumnezeu. Și apoi mă gândesc nițel și îmi bag de seamă că sunt acolo opt pași, sunt opt trepte și vorbește despre înțelepciune și vorbește despre de pricepere și îmi dau seama la un moment dat că despre înțelepciune este cunoștința despre bine și rău, priceperea care îți dă forța de a face și de a practica înțelepciunea pe care ai primit-o și că toate astea au un început undeva în frica de Dumnezeu și îi spun lui Dumnezeu apoi lucrurile ăsta și îi spun, Doamne, aș vrea să primesc cuvintele tale și aș vrea să păstrez cu mine învățăturile tale. Îmi dau seama că odată ce le-am primit, Cuvintele au devenit învățături, și încep să însetez după ele, să le caut ca argintul, ca aurul, este felul de a ne antrena mintea și sufletul în lumea gândurilor lui Dumnezeu. După o vreme, practica asta ne face pe noi să începem să gândim, cum spune Scriptura, la lucrurile de sus, să gândim gândurile lui Dumnezeu, să căpătăm o filozofie de viață complet opusă firii naturale să începem să discernem dorințele și sentimentele lui Dumnezeu cu privire la una sau alta. Asta înseamnă meditație. Mă duc la culcare seara, soția mea s-a mai obișnuit acum cu lucrul ăsta și la un moment dat încep să îmi borborosesc mie însumi pasajele acestea din scriptură pe care le-am învățat și cumva adorm cu ele în minte. David spune: Ferice de omul care zi și noapte cugetă la legea lui, dar cum și noapte? David nu dormea, era somnambul sau ce era. David învățase ce înseamnă meditație. Citești Psalmul 119 și vezi acolo meditații de, de zi și de noapte, în care în timp ce trupul doarme, Sufletul vorbește cu Duhul, cuvintele lui Dumnezeu, și te trezești într-un alt mod a doua zi în timp ce în noaptea Duhul a comunicat cu Dumnezeu. Atunci capeți lumină de sus, capeți înțelepciune, capeți pace și putere și discernământ cu privire la lucrurile pe care le-ai de făcut. Vreau să vă întreb pe voi care o duceți greu spiritual vorbind, care a scăzut în vicii, care a scăzut în probleme în care nu puteți ieși, pe cei care au copii care au căzut în așa probleme în care fac părul alb părinților, V-ați luptat? V-ați apucat de război sau doar v-ați văicărit? Că de văicărit ne văicărim tot timpul și câteodată îl blamăm pe Dumnezeu pentru toate prostiile pe care noi înșine le facem. Dar în foarte puține lume se pornește la război și la bătaia adevărată cu armele pe care Dumnezeu ni le dă. De văicărit ne văicărim în continuu. Copilul nostru a luat o raznă că fata mea a făcut ce a făcut, că băiatul meu e așa și așa. Dar război ai făcut? ai postit, te-ai rugat, ai făcut din asta un obicei, ai început să meditezi la cuvântul Lui Dumnezeu, ai reușit să schimbi felul de gândire în așa fel încât gândurile Lui Dumnezeu să-ți intre în gândurile tale, te-ai luptat sau l-ai dat doar cu pumnul în masă? Adeseori suntem așa de învinși, nu pentru că nu suntem în stare să avem victorie, Dumnezeu ne dă tot ce este necesar să avem biruință, dar nu luăm armele lui Dumnezeu, și nu vrem să ne luptăm lupta care ne stă înaintea noastră. Mă întreb pe voi care a scăzut și nu vă mai puteți ridica sau care spuneți că sunteți sub ispite care sunt peste puterile voastre. Câteodată și vă cred. Sunt unele ispite care sunt peste puterile noastre din cauza că puterile noastre într-adevăr nu sunt de ajuns. să trebuie ceva de la Dumnezeu. Ați mărturisit cuiva vicile pe care le aveți? Spovedania, cum spun frații noștri ortodoxi, Spovedania care este ceva obligatoriu în ortodoxie, în ortodoxie nu te poți duce să iei împărtășania, cina, până n-ai trecut și ai făcut spovedania. De unde vine lucrul acesta? Lucrul acesta vine dintr-un adevăr care este înrădăcinat în scriptură foarte puternic. Spune Dumnezeu, stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har, adică le dă posibilitatea, puterea și dorința de a face voia lui Dumnezeu. Le dă har. Și lucrul ăsta vine în general din principiul acesta. Dacă vă mărturisiți păcatele, spune Scriptura, Dumnezeu este drept și bun să vă ierte păcatele și să vă curățească de orice nelegiuire. Problema noastră este că atunci când cădem într-un păcat, într-un viciu, primul lucru pe care îl facem este să ne ascundem. Și în momentul în care ne ascundem, diavolul este la el acasă, are autoritate. Are autoritate în, în sufletul meu, are autoritate în familia mea când copilul meu se ascunde de mine, este cam același lucru pe care îl fac eu când mă ascund de alții cu privire la căderile pe care le am. Am avut un prieten foarte bun și am un prieten foarte bun care era membru de vază în biserică. Și la o întâlnire, la un seminar unde a fost noi împreună, mai mulți, într-o seară a venit plângând, ne adunat pe câțiva bărbați care eram acolo cu el și în hohote, în hohote de plâns ne-a mărturisit în ultimii 10 ani era om în toată firea, băgat în pornografie și cu hohote și cu hohote de plâns ne-a tot mărturisit. Am stat ore întregi tot ascultând mărturisirile lui. Și apoi s-a dus în acasă, când a zburat acasă de pe aeroport, direct soției sale i-a spus lucrul ăsta și i-a spus copiilor lui care erau acolo, avea copil de vreo 16 ani, avea copil de 13 ani, avea copil de 9 ani, le-a spus lor tuturor lucru ce a făcut, a venit și a spus în biserică, a spus la salariații: El avea o afacere și avea salariați. S-a bucat să-i spună la sau la mama și la tata lui în vârstă să le spune ce a făcut în viață. Vroia omul să scape de ultima umbră și de ultima gheară care îl înrobise ani și ani de zile. Șocul pe care l-a avut a fost următorul. A doua zi au venit băieții lui, unul de 13 ani și la de 16 ani, și a zis tata. Noi de doi ani suntem băgați până în gât în pornografie, și tu n-ai știut nimic. Faptul că tu te-ai mărturisit și ne-ai zis nouă ce problemă ai avut ne-a dat nouă cumva supranatural, miraculos, ne-a dat curajul să te ne mărturisim noi și acum simțim o forță și o libertate, simțim că nu mai avem atracția așa îngrozitoare pe care am avut-o până acum. Fără să știe, faptul că el se ascundea. Faptul că el închisese, să zic așa, obloanele la geam și nu lăsase lumina să intre în casă, nu știa în spatele lui, copiii lui se distrugeau. În secunda în care a ridicat obloanele și a intrat lumina în casă, este adevărat, a avut și o rușine din partea oamenilor, oamenii nu sunt așa cum se cade când află ceva rău despre tine, dar nu i-a mai păsat de reputația lui, ci i-a păsat de liniștea sufletului și de curăția și de puritatea de care avea nevoie. Și peste asta, ați și-a dat seama a doua zi, cu lucrul ăsta mi-am salvat proprii mei copii care se distrugeau sub umbrela pe care eu aveam o umbrelă găurită prin care trecea toată ploaia aia a diavolului. Confesiunea, spovedania, este una dintre cele mai formidabile arme pe care le lasă în Dumnezeu în Scriptură ca să scăpăm de imoralitate. Acum ea trebuie făcută cu înțelepciune. Nu te duci și spui oricui. Te duci și spui unui om un care are experiență, unui om un care este în stare să tacă ca și mormântul și să, să ia cu el lucrurile acesta. Te duci și faci lucrul ăsta cu înțelepciune. Nu odată de două ori am văzut, făcând oameni care s-au dus și s-au spovedit imediat unui copil, s-au spovedit imediat poate unei soții pe care a dărâmat-o imediat, lucrul te făcut cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar lucrul ăsta este atât de adevărat și atât de real. În biserica din New York, când am fost când eram tânăr, erau acolo doi frați în vârstă, probabil că aveau vreo 67 de ani, și într-o zi soția a avut un vis. A avut un vis în care soțul ei se făcea cu o șela. Și a trezit săraca strigând acolo noaptea. Erau doi oameni de aproape 70 de ani și a zis, am visat că tu m-ai înșelat. Acum bărbatul ei putea să-i zică, draga mea, mănâncă mai puțin seara și ai să visezi lucruri mult mai drăguțe a doua zi sau în timpul nopții. Dar șocant pentru mine a fost următorul lucru. El dintr-o dată a început să plângă și a zis, este adevărat. Acum 30 de ani, la câțiva ani după căsătorie, eu te-am înșelat. Ce m-a șocat pe mine nu că femeia aceea a visat, ci că omul ăla a păstrat cu el vinovăția, i-au țâșnit lacrimile în ochi, și vinovăția după 30 de ani. Lucru nemărturisit și lucru neclarificat stătuse ca o travă în el timp de 30 de ani. Povedania este ceva extraordinar de dureros și ceva extraordinar de binefăcător. Și când este făcută cu înțelepciune, îți aduce într-adevăr libertate. Vrei să fii liber sau vrei să ai imagine? Dacă vrei să ai imagine, n-ai decât să stai cu viciul pe care îl ai și te vei otrăvi picătură cu picătură o viață întreagă. Pentru că Dumnezeu spune cu adevărat, ne va da libertate și ne va da iertare dacă ne mărturisim păcatele. În 1 Petru 4 spune cel care a suferit în trup a terminat-o cu păcatul. Confesiunea este una dintre cele mai grozave suferințe pe care eu le știu. Eu a trebuit să mărturisesc altora anumite greșeli pe care le-am făcut în viață. Am știut groaza și suferința mărturisirii acelea. Mă va ține separat de o cădere de genul ăla. E posibil să cad altfel. Nu mă gândesc că voi putea cădea din nou în direcția aceea doar când îmi aduc aminte de durerea momentelor acelea de confesiune. Nu numai rușine, dar și durerea pe care am văzut-o în ochii celuilalt. Vrei să fii liber? Sau vrei să fii văzut bine? Ai o alegere. Scriptura nu ne dă nouă alegeri ușoare, dar ne dă soluții care totdeauna funcționează. Totdeauna funcționează. V-am spus despre aceste trei arme pe care Dumnezeu ni le dă ca să ne putem fie păstra puritatea morală, fie a o căpăta din nou după ce am pierdut-o. Pentru cei care s-au prăbușit Trebuie să știe fiecare dintre noi că Dumnezeul nostru nu are niciodată o ușă încuiată. Ușa lui este deschisă totdeauna pentru noi dacă vrem să -i intrăm în ea. Dar este necesar să intrăm pe ușa lui, nu pe uși pe care noi înșine ni le fabricăm, unele care să fie mai convenabile, altele care să fie mai ușoare, altele care să ne țină nițel mândria intactă. Dacă intri pe ușa lui Dumnezeu, prin Hristos, acolo vei găsi totdeauna refugiu și totdeauna vei fi primit. Hristos spune pe cel ce vine la mine, niciodată nu voi da afară. Ne-a dat Dumnezeu arme cu care să ne regenerăm sufletul și spiritul nostru, ne-a dat post și rugăciune, ne-a dat mărturisire sau spovedanie, cum spunem noi românii, și ne-a dat meditația, memorizarea și meditația la Cuvântul lui Dumnezeu, a vorbi cu Dumnezeu în limba lui Dumnezeu. Să punem mâna pe armele acestea și să facem război când este necesar să faci război. Și când poți să fugi de ce este rău, fugi de ce este rău. Și Dumnezeu ne garantează totdeauna 100% izbândă atunci când facem război pe teritoriul lui și facem război cu armele lui. Asta este sfârșitul sesiunilor noastre cu privire la principiul purității și ne dăjduiesc ca Dumnezeu să vă dea sete și foame după o viață curată și după o viață frumoasă, ca, uitându-vă înapoi, să aveți puține regrete, cât mai puține regrete și să aveți imaginea unei vieți care a fost călăuzită și îndreptată de Dumnezeu. Iar pentru cei ce au căzut, să-și aducă din nou aminte Hristos așteaptă cu brațele deschise și așteaptă cu brațele deschise pe cei mai căzuți dintre cei mai căzuți. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.